Sănătate, prieteni! Suntem în solar, avem ardei aici, avem și zmeuri, avem și struguri. Și aș vrea încă o dată să vă recomand cu toată căldura un ardei grozav. Observați ce frumos este, ce mare și ce cărnos este. Un părăte gros, ferm, dulce. E un tip de capia, îi se spune ardei capia ureche de elefant. Sunt mai multe varietăți, găsiți cel puțin 7 8, poate 10, peste 10 varietăți de ureche de elefant există de la firme bulgarești, sârbești și cred că și românii au un tip de ureche de elefant unele sunt uh, chiar mai lungi, se poate ajunge ca un ardei să aibă 200-250-280 de grame, ceea ce înseamnă aproape 4 ardei la, la kilogram sunt grei, au carne o, un strat gros de carne, este extrem de productiv, eu am semințele de ani de zile, nici nu mai știu de când, am, cred că sunt peste 12, 14, 15 ani de când le am, se reproduce foarte, foarte bine, încercat mai multe soiuri, găsiți pe semințe1.eu, deci site-ul acesta, găsiți cel puțin 5-6 tipuri de ureche de elefant, uh, probațiile ca să vedeți care sunt cei mai roditori, care se pretează bine. Sunt de obicei ardei foarte rezistenti și foarte productivi. Se coc foarte bine. Imaginați-vă un ardei cop de genul acesta. Mănânci cu mușdei de usturoi, de nu mai știi de tine. În același timp e bun și pentru zacuscă, să-l coace, se coace ușor și frumos și fiind foarte cărnos, rămâne ceva din el. Și este extrem de productiv, produce mult, mult, mult. Un cuib bun, așa, un fir poate să producă 10-12 bucăți de, de ardei zdravă, poate chiar și mai mult, dacă e bine îngrijit și pământul e fertil și e susținut cu apă la nevoie. Deci nu uitați de acest ardei, măcar câteva fire să le aveți în cultura dumneavoastră, alături de un ardei extaza. Uitați-l, l-am cules și în sus tot tot rodește. Observați ardeiuții, acesta extra timpuriu, am tot lăudat și puteți să aveți de asemenea un soi bun de gogoșar. Uitați, nu i-a mers foarte bine, dar ardei are din belșog. Priviți gogoșarul și cât este de mare. Uitați mâna mea și cât ardei ardeiul gogoșar. Foarte cărnos din calea afară. Nu puteți cultiva câteva soiuri dar printre ele neapărat ardeiul capia ureche de elefant pe lângă gras, pe lângă gogoșar în funcție de nevoile dumneavoastră și de ceea ce vă place, bineînțeles pentru că uh, noi cultivăm ceea ce iubim cu adevărat, ceea ce se mănâncă ceea ce uh, ne place cu adevărat dar de când am pus mâna pe ardea acesta de nădejde capia ureche de elefant în fiecare an avem uh, avem o producție bună pentru că este de nădejde, este roditor, este stabil și foarte, foarte bun. Are un gust excepțional, un gust dulce, plăcut. Am vă doresc succes în grădinărit și cu rezultate bune, cu bucurie în suflet. Numai bine, Doamne ajută!